O parte dintre elevii de clasa 8-a se vor fi hotărât deja la ce liceu se vor înscrie. Cu toate acestea, afluența din prima zi a târgului educațional a fost mare. Mulți dintre viitorii liceeni au ținut să prospecteze piața. Aș vrea să dau la liceul HD-ul. Da, am văzut că ai mai multe pliante în mână. Cel puțin prospectezi piața? Da, încerc să văd că ce liceu mi-ar plăcea mai mult. Ai note bune? Da, am note destul de bune. Ce profil? Aș vrea să mă duc la matematică informatică, intensiv informatică. Eminescu. Da, mă duc că ai mai multe pliante. Ești hotărâtă la Eminescu? Da. Deci ești hotărâtă Eminescu? Da. Păi ce profil? Aș vrea biochimie. Cred că o să mă duc direct la HDU sau Eminescu. La HDU sau Eminescu? Da. Cam ce profil? SS sau Filo. Am de ales. Da. Târgul ofertelor educaționale a reunit aproape toate liceele din județ. Fiecare unitate a oferit la standul rezervat informații din cele mai diverse. De la oferta educațională până la cursurile opționale, dotările instituției de învățământ și programele europene derulate. Un liceu frumos. În perioada verii va fi din nou renovat, recondiționat. Sala de sport va fi și ea recondiționată. Ca activități pentru clasa noua, cei care vor intra la noi la liceu vor avea șansa să facă practică ori în Portugalia, ori în Spania, depinde de profil. Cei economic în Spania și cei pe mecanică în Portugalia. Are 10 clase, sunt mate info, biochimie, adică științe ale naturii și de asemenea uman, științe sociale și filologie bilingv și filologie simplu. 280 de locuri în total. După cum știm, concurența este acerbă la un liceu, precum la un colegiu, acum precum HD-ul. Cum îi atrageți voi aici la stand pe copiii care vin să se intereseze? La HD-ul știe toată lumea cine vrea să vină și muncește din greu tot gimnaziu, însă noi dorim performanță. Avem la învățământul liceal filiera vocațională, profil sportiv, handbal 28 de locuri, atletism 28, fotbal tot 28. Filiera teoretică avem la științele naturii 28 de locuri, matematică, informatică 28 de locuri, iar științe sociale tot 28 de locuri. Târgul ofertelor educaționale a fost programat special în cadrul săptămânii altfel pentru a da posibilitatea cât mai multor elevi de a-l vizita. Au fost informați elevi din clasele terminale ale gimnaziilor din tot județul Buzău. Toți elevii din municipiul Buzău au fost informați asupra târgului și au primit invitație la nivelul școlii și mai mult decât atât am trimis mail-uri în tot mediul rural pentru a participa la târg, mai ales că suntem în săptămână altfel și atunci programul oarecum le permite. Considerăm că este o activitate cu vechime, suntem la cea de-a 15-a ediție și în fiecare an elevii s-au arătat bucuroși că pot să vadă la un loc informații despre liceele care îi interesează pe viitor. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu se va face la începutul lunii iunie, după examenele de la evaluarea națională.